Mai bine de o lună, localnicii comunelor Colț și Pănătău au fost terorizați de un urs care a intrat în gospodării și a ucis zeci de animale. Joi dimineață, după săptămâni de căutări, ursul a fost depistat de către vânători în zona Pătârlagele și a fost împușcat. Primarul comunei Colț, Pavel Rădulescu, a fost cel care a făcut anunțul despre uciderea ursului. E Moș Martin, care ne-a făcut o groază de, că nu mai am cuvinte. Ia uite aici. Dânsul este cel care ne-a ajutat, detașat aici, așa frumosule, că a mâncat o groază de... Problema fusese discutată cu o zi înainte de autorități în ședința Centrului Local pentru Combaterea Bolilor. A scris cu acela, că noi ne-am văzut, am scos de la ministru și ordinul prin care aveți voie să plăcurați, să reportați exemplarul care atacă. Ieri am atunci o reclamație la Zachii, la sediul instituției prefectului de... Primarul de la Colț, care spune că noapte intră ursul și tot mai ia câte ceva. Timp de câteva săptămâni, ursul a făcut ravagii în gospodăriile mai multor săteni din zona de munte a județului. Fiara a atacat și ucis zeci de animale. În urma numeroaselor sesizări primite de la autoritățile comunale și cetățeni, la începutul lunii aprilie, prefectura Buzău a dat undă verde pentru uciderea animalului sălbatic, iar de atunci echipele de vânători și jandarmi au început pânda în zonele unde fiara a mai atacat.